Vreau să văd și să vedem exact partea juridică a problemei, da, de legalitate. Apoi, ulterior, bineînțeles, trebuie să îndeplinească momentan criteriile hotărârii de guvern 850 de pe 2008. Acolo avem un tabel și se bifează. Are chestiunea? Bine. Oare pe cealaltă? Nu. Oare pe cealaltă? Nu. Și se vede, se face un punctaj la final. Este un punctaj, este un minim, un maxim. Se încadrează bine, nu se încadrează? Este răspunderea administrației publice locale. Nu poate să răspundă ministerul pe ce nu au făcut alții. Adică nu avem cum. Noi decât vrem să ajutăm. Înainte de a fi demarată vreo investiție a guvernului în zona montană a județului Gorj, ministrul vrea să clarifice detalii tehnice. Important este ca și primarii din Nova și Baia de Fier, care administrează zona Rânca, să lase orgoliile deoparte și să investească în stațiunea Rânca. Până acum, doar partea de stațiune care aparține de Baia de Fier a fost declarată stațiune turistică de interes local.